Așa, o venit femeie și elaltă. Amanda, iubita, Valera sau cum ai scris-o tu în telefon, nu contează. Trimite-o să fac un duș, dar tu fă repede ceva gustos să o hrănești. Că e de pe drum, femeie. Mai ales dacă a venit cu copilul. Facem repede o pizza de casă. Pentru pizza ai nevoie de câteva felii de pâine, ouă, avem și eu cândva, două, un ardei, câteva roșii, salam, de care ai tu, nu contează, olive și o bucată de cașcaval. Bate, băi, repijor, ouăul este într-o farfurie. Nu uitați puiul de sare. Dacă ai smântână, pune și o lingură de smântână. Îți place mai gras, mai pune una și mergi înainte. Pune tava o ticlită și toarnă o leac de uloi. Înmoaie ghinișor pâinea asta în ou și pune-o la prăjit. Așa. Între timp taie roșiile și ardeiul. Scoate sâmburii din olivii. Dușirea, mă, să luați olivii fără sâmburii de la magazin. Tai salamul ăsta cum îți place ție. Dă cașcavalul prin răzătoare. Vezi și cu pâinea asta, dacă s-o prăjit, întoarce-o pe cealaltă parte. Și toarnă ouă ăsta deasupra. Așa, pune roșia, ardeiul, olivile, salamul și deasupra cașcavalul. Pune capacul și dă-i pași. Scoate servizul și al din steng, care i-l-o dat nânaș a luat ta de ziua ei, plătește-l ghine de praf și fă-i o cofie naturală. 25 copii. Pune o ciocolată. Pizza e gata, oprește plitca. Răstoarnă pizza pe un fund și tai-o în patru. Pune-o într-o farfurie. Pune teta asta pe un podnos și du-i în pat să mănânci. Lucy, Lucy, pizza e gata.